Sigur că am o explicație a mea. Știam că o să iasă Ion Iliescu președinte. Cunoșteam bine situația și mi-era clar că o să iasă pe primele locuri Iliescu și Vadim. Și îmi dădusem seama că ăsta este planul. Și mi-era foarte clar ce va urma pentru România următorilor ani. Ceea ce acum cred că înțelegem cu toții, dacă acum s-au văzut consecințele. Și în situația disperată, cred că aș fi fost dispus să fac orice, să opresc revenirea acelei echipe la putere. Și am încercat să negociez. Să negociez un contract politic cu fostele forțe, hai să spunem așa, de putere din statul român, pentru un alt proiect de țară. Probabil că acum, privind retrospectiv, trebuie să admit că am făcut o greșeală, nu trebuia să-mi pierd timpul. Pentru că acel deal, acea înțelegere, nu a existat, nu s-a putut finaliza. Dar de ce nu te-ai îndreptat către alte partide? Dar de ce nu te-a întrebat nimeni pe tine? Adică întrebarea mea este, de fapt, de ce nu te-a întrebat nimeni pe tine atâția, nu știu, din PNC, când vorbim de PNC, din PNL, din Doamne iartă-mă, de a trebui să ajungem aici. Nimeni din prietenii mei nu a citit ce propuneam eu atunci, în 2000. Nu a avut curiozitatea să citească programul. Păi și tocmai Măgura nu a citit? Păi de-aia nici nu s-au finalizat negocierile, că nici el n-a fost de acord. Dar tu, cum ai putut tu? Adică... Păi ce altă șansă aveam? Cu cine să mă aliez? Păi știu, dar să ne aliem cu unul care ne-a omorât, adică știm deja cine era. Andreea, l-au avut după aia, au avut alternativa politică respectivă prin guvernarea Băsescu. S-a părut o diferență? Și nu puteai să-ți faci niciun partid al tău? Adică n-aveai cum să te unești tu atunci cu oamenii ăștia de-i știm de peste tot și pe care știai să-i făcu ceva? Andreea, vorbim de politica mare. Nu se fac așa lucruri, e nevoie de forțe. Noi atunci eram ca stat într-o situație disperată. Și recunosc, a fost o greșeală, spun din punct de vedere personal, că știam că o să se supere multă lume. Dar când e vorba totuși de soarta unei țări, riști. Asta este, am riscat, am pierdut, m-au bălăcărit, m-au boscorodit. Pe principiu ne facem frate cu dracu să trecem pe unde. Nu e vorba de frate, era vorba de ceva mai important. Eu am făcut și un apel, n-a venit nimeni lângă mine decât studenții. Au fost singurii care au venit lângă mine și m-au susținut, toți studenții săracii, și când am văzut că vin doar studenții, pe zi, da, frate... Dar de negociat ce ai negociat atunci? Sau care era negocierea? Am negociat un nou proiect de țară pentru România, uh-huh, care suna în linii foarte scurte așa. Reconstrucția statului român începe cu reconstrucția instituției prezidențiale, care va asigura intervenția imediată a mecanismelor anticorupție pentru oprirea jafului, pentru arestarea celor vinovați, pentru oprirea privatizărilor proaste, greșite, și construcția unui alt program de privatizare, reformarea întregului sistem politic și restartarea societății românești, care 10 ani de zile, în perioada 89-99, a mers pe un drum greșit. Asta am propus. Și am primit în schimb un singur lucru. Dar de ce ai discutat-o cu Măgureanu? Și ne-a zis, mă, frate, cu cine vroiați voi să vorbesc când este vorba de conducerea unui stat? Am discutat cu oameni din sistemul de putere. Că nu puteam să discut doar cu comentatorii. Că comentatorii săracii au făcut ce s-a văzut. Cine credeți că a condus România 25 de ani, Andreea? Cu cine vrei să negociezi? Cu porumbeii păcii? Era singura șansă ca oamenii ăia să fi înțeles de acum 15 ani că trebuie schimbate lucrurile. Slavă Domnului că se pare că unii înțeleg acum și tot e bine. Dar cât am pierdut noi în 15 ani ca țară, Andreea?